relaxează-te, iar într-un moment am să te ajut să te relaxezi și mai mult, fizic și mental. Într-un moment am să încep eu să număr de la 10 la 1. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Și 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 și 1. Acum, într-un moment, am să-ți număr de la 1 la 3, iar tu o să te conectezi telepatic și informațional cu partea sufletească a lui Florentina. 1, 2 și 3. Dacă ai găsit-o, identifică, dă informația ce suntem aici și cere acordul. Da, am găsit-o, deci este într-un tablou. Este un podiș, da? Pe o piatră și în rest este un munte ciudat, așa ca un tub în spatele lor. Este o zonă reală sau artificială? Este o zonă din amintirea ei, dar nu știu câtă acuratețe are în construcție. Așa că deocamdată închid oricum această ființă, deci îl văd și pe Mihnea, pe băiat împreună cu ea, da? Da. Și deci Ce acei formă are? Cum este el și ea? am închis aici. Da. Vreau să spun că acel învățat cu trăsături asiatice, de fapt, de acolo însoțește și astăzi. Adică este cu ea, este Da. aproape de sfera ei energetică, da? Levitează în sfera ei mai degrabă, să spun, da? Deci el nu o vede, cel puțin așa susține. Da. Se numește Kasai, cu doi de S, pentru că e accentuat la pronunție, Kasai. Așa se numește și o consideră o încă este o învățăcică din grupul lui, da? N-a Da. terminat să o învețe, da? Spune că nu a parcurs decât parte din cale și este abia trecută de mijloc, da? Adică undeva la 50-60% din ceea ce trebuie să parcurgă și că viețile în sine ca părțire fizică, înțelegi tu, așa cum le facem noi, știi, corpurile noastre fizice n-au nicio importanță prea Da. mare, da? Principalul este câtă informație a reușit să absoarbă timpul în care sunt conectați, da? Iar și spune despre Mihnea, despre el, că i-a trădat cumva și a plecat la altă grupare, da? Da. La ce grupare și cu ce interese? Adică cea unde dorește să meargă în așa. Se spune că și crede că e mai bine, că deși arată acele ființe care sunt acolo, știi, și sunt discipoli într-un mai vechi, știi, într-un grad mai înalt, să spunem, de conexiune cu acel maestru, îi arată ca și cum ar avea mânuțe și picioare negre, precum furnicile, da? Îi spune că, deci, din moment ce el va fi prins în acel program, libertatea lui de mișcare va fi foarte limitată, adică ca și cum a trecut la un program care nu durează numai viața asta și apoi programul tău e mai breaz, zic, na, zic, văd că durează de atâta timp, nu contează viețile, spune că trupurile sunt perene, experiența este continuă, da? În orice caz, ființa asta are o mină ivorie, așa, la culoare, pe dinăuntru, da? Dar De ce? Este energia ei sau ce e de culoare asta? este o energie cumulată de la mai multe ființe, da?
ca și cum energia albastră a sufletelor ar fi amestecată și prelucrată în ceva și cu ceva, știi, la un loc. Și susține precum, să spunem, ca și cum el ar fi o lampă și are un cordon, știi, de la un capăt la celălalt, prin care treci curentul electric și face să acționeze mecanismul lampii, adică să... Pe același principiu văd și la el, da? Adică are un înfățișare și o structură oarecum liniară, da? Diferită, ca și cum are o singură ceacră mare în, așa, și ăsta este începutul și sfârșitul, da? Da. Are un fel de turban, dacă se poate spune așa, sau ce-o fi repede. De ce folosește? Asta și are litera Alep, au pe arabesc, știi, brodat. Asta. Ei, așa a vrut să se înfățișeze, da? Da. Probabil este una dintre primele lui manifestări mai vechi, știi, în cadrul 3D-ului, da? Mm-hmm. Am început prin, mi-a fugit întrebarea, știi, prin a întreba, zic, dacă stă cu ea, dacă o protejează sau nu, spune că da, are crește, în fine, de evoluție. O protejează de cine? Ah, lasă, da. lasă așa lucrurile așa, așa că e mai bine, da? Încă mai avem informații de aflat de aici, așa. O protejează în genere pentru că învăță celul ei ți-a răspuns, da? Da. Așa. Deci are grijă de echipa asta de suflet. De fapt, sunt încă 8, da? A fost 11, 3 au plecat. Trebuie să fie, acum este bine pentru că zice că au rămas 9, așa, divaghează, știi, deja. Da. Așa și, deci am întrebat, zic, dacă tu o protejezi, de ce ai lăsat-o să sufere din pricina unei maladii care nici n-a existat. Și, deci mă contrazice și spune că, ba, maladia asta el a avut-o, dar tot el a ajutat să se vindece, da? Da. Și, deci, întreb partea sufletească aia și dă din cap, are... în formula energetică ca dublura corpului fizic. Și a zis că nu. Nu este adevărat. Dar simte că nu este. Așa și... Deci spune că are de tras din alte vieți pentru că nu s-a comportat corect, da? Da. Ce, putem să accesăm, să vedem ce s-a întâmplat, da, și a fost, da, acest comportament. Da, aș vrea să blochez această ființă, că în afară de ceea ce spune el, nu putem accesa, o blochează. Ca și cum ar întoarce cheița, știi, drume care își cântă mereu aceeași melodie. Da. Nu lasă să-și asculte acest suflet muzica lui din corp, adică adevărata informație, da? Temporar să-l blocheze și apoi să ia o hotărâre dacă se va desface sau nu, pentru că vezi tu, parcă la partea din spate, parcă o structură îmbinată, da? Ca și cum, deci, ea n-ar putea, nu l-am de gând, exista în corpul ăsta fără fantoma asta, să spun, da? Pentru că dacă și-ar retrage fantoma, deci structurile ar avea goluri în coloană sau așa ceva. Deocamdată, da? Da. Da, deci da, mergem într-o viață, deci pare a fi undeva o moșie de țară, da, un an de țară, da? Da. Și îmi vine că este, sunt anglii, englezi de origine, da? Uh-huh. Pare a avea familia asta o origine foarte nobilă, ci cred că este bogățită în urma unui război. Deci a colaborat cu dușmanul, da? Yeah. Deci, normal, este în țara galilor și deci muncitorii ăștia pe care i-are la conac, așa, deci
Ce este cu ei? Sunt foarte multe animale, sunt cai. Este un graj așa lung de cai și sunt și vaci, capre, chestii de genul ăsta care dau mâncare, știi? Așa, și deci moșierul ăsta de țar, tatăl este bunicul, de fapt, da, uite, deci sunt bunicii, nu sunt părinții. Am zis bine, da? Deci bunicul, da. Bunicul matern, așa și cu... Sunt totuși relativ tineri, dar a fi așa de bătrân, încât par și părinți. Așa și... Deci exportă carne în zonele, adică se aduce carne de aici și produse lactate. Da. Văd că niște fazane așa grași, parcă îngrașați, gâște, știi, și le trimit la curțile, la cei care sunt mai bogați, da? Adică el a reușit... omul ăsta să facă afaceri și să îmbogățe brusc, da? Da. Să spun că deci prinde personalul care lucrează este mare parte din vagabon sau nobil scăpătați chiar, da? Deci sunt familii întregi care se văd după trăsături, că au trăsăturile fine, mâinile fine, știi, se văd că sunt scăpătați, da? Deci personalul stă într-o stare de mizerie de nedescris. Da. Deci abia dacă au câteva latrini, că altfel nu le putem spune. Și... Iar casele sunt oribile. Niște făcute din niște dărâmături în care abia se poate trăi, da? Da. Deci personalul este foarte mulțumit așa de condițiile astea și ei îi place să călărească, da? Și merge la grajduri, deci o trag copiii și babele de haine și spune să spună ceva tatălui ei, bunicilor. De fapt, ea spune tată chiar dacă este morți părinții ei. Da. Crescută de bunici. Pentru că nu se mai poate, dar ea aici are o creștere foarte mândră, știi? Adică ei s-a spus să n-aibă de-a face cu plebea, cu clasa de jos. Tocmai pentru că ei sunt la un pas de plebe, da? Le s-a acordat un titlu nobiliar în urma faptului că au colaborat cu ocupanții, știi? Da. Deci știi că primul lucru pe care îl fac cei care sunt scăpătați este să se depărteze cât mai mult și cât mai rapid de originea lor, știi? Deci este crescută în așa mod încât să n-aibă de-a face și îmbrâncește, știi? Și... Deci, la un moment dat, se pură, are un fel de cordel împletit pe care o pune la gât cu un medalion de aur, așa, din acela care se deschide, așa, da. Mărișor, știi, și are fotografii cu părinții și văd un frate și o soră, cred că au murit într-un accident, s-a răsturnat vehiculul o zonă, la o curbă, știi? Unii bănuiesc că ar fi fost vorba de o tâlhărie, știi? Și că în momentul când au fost atacați, n-au putut ține echilibru și au mers cu tot cu hoți în prăpastie. Da. Așa, și deci ea este vinsă de către bunic căruia spune tată să-și facă dreptate, da? Deci ea două matahale și caută în casele acelea mizere, da? Dacă până acum, deci, a văzut de departe toată asta, știi, mizeria de pe ei. Da, acum așa, vede ce se întâmplă acum din... Acum vede de aproape. Da, de la prima persoană. N-au apă, n-au condiții să se spele și unii, foarte mulți, de fapt, au ca niște cruste de jec pe ei, că altfel nu pot să spun, da? Da. Deci este oripilată, să știi cum marchează lucrurile. Medalionul este deja vândut, este furat de copilul unei menajere. De fapt, ea i-a spus. Este. Ce și cum, ca să îl vândă să-și poate permite să meargă la doctor, mamă, este bolnavă, da? Atunci, deci, copilul și cu mama aceea, copilul are în jur de 7 ani.
Deci sunt biciți până la sânge și cum au crustele de mizerie pe ei. Te infectează și practic mor. Lasă să moară acolo în loc mai izolat prin spate, știu. Deci și deci îi vede peste câteva zile, acum deja între, știi? Cer ajutor, dar bineînțeles că le s-a interzis la ceilalți, știi? De de ajutor. Deci o marchează din ce în ce mai mult, știi? Până la urmă, în fine, ea își continuă viața, face o partidă bună, are grijă bunică sau s-o taică sau s-o, dacă are așa, fac o partidă bună. Ceilalți cu, deci părinții socrii ei sunt nobili, dar sunt scăpătați, știi? Adică au titulatură din tată în fiu cum ar veni, dar sunt scăpătați, nu mai au bani. Și ăsta are bani. Dai că subunic. Și deci este desconsiderată toată viața, ei se spune țărancă pe din desconsiderată, deci face doi copii cu acest, știi? Da. Și deci, cel puțin mama s-a împotrivit mult acestei alianțe, așa îi spune, că e o alianță proastă. Dar tatăl le-a dat peste nas cu tifla și a spus că atunci stai cu titlul tău și mănâncă pietre, știi? Da. Așa, și deci este desconsiderat, plus ceea ce am mai văzut, la un moment dat pică într-un fel de depresie, la vreo 30 ceva de ani și tot este mutată din conac în loc, din loc, în loc, până decedează la 43 de ani. Din ce cauză? Depresie. N-a mai vrut să trăiască, parcă. Da. Așa apare, da? Da? Următoarea viață, deci bineînțeles că după ce iese din experiența asta, se reproșează. O așteaptă și reproșează. Da. Sunt câteva ființe, cum să spun, parcă se deschide așa ca un portal în cer, da? Și sunt niște ființe mai mult transparente, longiline, pleomovii, așa, cu niște mâini albe și frumoase, știi? Niște voci, așa, par a fi ca niște îngeri, bineînțeles, așa, și îi spun că a fost foarte necruțătoare și nemiloasă. Și ea și a ei și trebuie în mod repetat să sufere pentru ceea ce a făcut celorlalte. Da? Se spune până la urmă, vezi tu, corpurile astea, exact cum spune entitatea care au. Da. Deci corpurile astea sunt un vehicul, deci un loc de a te deplasa într-o viață și alta. Și spune, nu contează că ei erau murdari sau așa. Tu spune, vezi că toate astea au rămas în urmă, curat sau murdarul sau frumos, toate astea rămân în urmă și tot ce ai luat din cu acele, spun aceste ființe, este numai esența faptelor tale milostive, da? Da. Și zice, în privința asta, ai făcut foarte puțin. Și va fi necesar să plătești în celelalte vieți, da? E bine, când vine în corpul ăsta de Florentina, deci una dintre condițiile karmatice cu care ia acest corp este ca ea să retrăiască umilința de a nu avea acea piele curată, da? Da. Deci medicii care au pus primul diagnostic au făcut decât să citească informația pregnantă, da? Care exista în toate câmpurile ei, da? Ea trăit această boală ca și cum ar fi avut-o. Contează că, dacă din punct de vedere fizic, dacă practic, am spus întotdeauna, toate sunt create în energetic, da? Și un băț și un creion, când cineva l-a creat, întâi l-a gândit, da? Asta înseamnă că din punct de vedere energetic, el s-a creat întâi energetic. După aceea, mâinile și mintea au sculptat, au luat materiale și au sculptat imaginea în fizic, da? Deci, prima dată, toate în energetic sunt. Așa și ea, știi? Da. Și deci a semnat contractul acesta de umilință, ba mai mult decât atât, aceleași ființe, dar mai marcante, știi? Adică vreau să spun, parcă au prins viață, știi? Le văd și când se hotărăște întruparea ei în viața de Florentina. Da. Este ca și cum ar avea în părți, înainte de această viață, coș mare cu niște mingi noroase, o să explic pe acest lucru. Și are două talgere, da? Și
ea tot pune, știi, tot pune, deci ea de acolo. Da. Și acele mingi reprezintă păcatele și greutățile vieții, da? Depinde de ea cât face în viața asta de eliberare și deci ea și greutățile neamului ei cumva și pe ale ei, ea și parte de la fiul ei, așa, da. Parcă aproape situație de la soț, dacă ați fie toți bine pentru că fac un punctaj bun, da? Este ghidată și de acest duh asiatic, da? Așa, da. Totdeauna o va însoți, da? Deci, este ca un profesor la toate materiile, da, care asistă la ora de muzică, să spunem. Înțelege? Adică, indiferent dacă experiențele ei se fac cu alte grupuri de ființe, deci, din fundal, va fi aceeași întotdeauna. Da. Bun. Ai găsit ceva sau putem continua? Da, vreau să văd o conexiune, parcă avea, să spun exact, la spate, pe la mijlocul coloanei, da? Și la baza coloanei, de acum am precocces cu două, trei vertebre mai sus. Deci are trei conexiuni. Și mai este conexiune în șoldul drept prin spate, chiar la osul de la șold, da? Deci da. Văd implanturi, văd implanturile la... Cel puțin cel de la șold este ca un inel care gâtuie mobilitatea acestei pieturi, da? Parcă poate să le scoată, este... să le arde, să le... Da, da, nu trebuie să știm întâi ce rasă și ce... Ființii au pus aceste implanturi. Ea le arde, da? Contractele rămân, ființele nu le știu. Nu, să le scoată ca să vadă de la cine. Da. Poate să cheme să le scoată cine le-a pus. Da. Spuse cu... Adică... Sunt destul de bine montate, să spun, da? Deci vine un fel de ins care arată ca un meșter din acela, din... anii 1700 ferar sau așa ceva. De ce haine, e această înfățișare? Așa, cu haine grosolane, dar capul îl are de așa ca de vult. Da? Și parcă stă într-o parte așa și e jenă să se uite prea mult la noi. Așa. Așa vrea el să fie. Așa acționat, așa îl știu. Da. Spune că se cunosc de când era acea epocă în Egipt, când tot felul de umanoizi cu capuri și trunchiuri de alte feluri, da? Deci rezultate ale experiențelor, deci se plimbau pe pământ. Și ea îl știe sub această formă, se numește Atem, ființa asta, da? Zice că de atunci s-au mutat și ea accepta să-i se monteze pentru că ea în viața următoare pleca de la rasa asta. Care era planul? Planul era să nu se piată, să se întoarcă aici, da? Ca și cum ar fi trimis-o, să spunem, la rasa caucaziană, europeană, da? Să spioneze cum merg treburile. Aduc această informație celor cu care era conectată, da? Și informații despre ADN-uri și combinațiile lor. I-au dat corp, i-au dat următoarea viață o are în rasa albă ca ocaziană, dar ea trebuia să se întoarcă la cei mai închiși la piele să le aduc aceste informații, da? Informațiile ar fi fost ascunse ca niște tuburi, ca niște secvențe chiar în ADN-ul ei, da? Iar ei când s-ar fi întors, el le-ar fi extras și le-ar fi folosit în combinații, știi?
și spune că în aceste locuri parcă sunt niște capsule, da? Cum îngroapă oamenii, știi, amintiri, capsule ale timpului în pământ, așa i-au îngropat ei capsulele astea de memorie, ca să nu uite că trebuie să se întoarcă la ei. Au trecut, vine 138 de vieți și ea nu s-a întoarsă. Și deci văd un fundal practic o hologramă a lui Ra, așa, care spune că foarte mare, foarte înalt, așa, și are și un bic în mână și dădea să pocnească spre ea și spunea că ea și-a uitat misiunea, și-a uitat ceea ce a spus și s-a dus, s-a dedulcit, s-a dus cu rasa angelor. Zice, uite, acum ești precum o femeie pe care a vrut să o zice bărbatul cu amantul și ambiore neagă, da? Așa ești și tu, spune. N-ai fost credincioasă ca o zi, care, spune. Te-am trimis ca să te întorci, dar tu nu te-ai mai întors și te-ai vândut la aștia. Și uite ce fel ești, spune. Pare foarte mânios pe, da, pe ea, da? Deci în spate văd entitatea Amon, cu care este el în tandem, da? Este ca Belzebub. Și zice că o să-i trimită muștele mâniei. Adică și ce sunt muștele mâniei? Sunt un fel de nanoboți, ce sunt? Demon, nanobotici, da. Da. Care pare că distrug, fac distrugeri mai mult la nivelul corpului. Și zice, ai ceea ce îți dorești pentru. Spune, rămânând încapsulată informația în secvențele tale, spune, ele la un moment dat au dat erori, dacă nu te-ai văzut, da? Deci exista din timp în timp ca ea să se întoarcă, să dea informația și să se deblocheze secvențele, da? Așa, și la ea, deci a mers din fault în fault, cum ar veni, da? Și de asta suferă de această boală, da? Practic, spune că este rezultatul faptului că ea nu s-a mai dus la acea curățare, refresh, să facă acel refresh, spune. Da. Pare a fi foarte supărat pe ea, da? Și zic că dacă e supărat, atunci a zis să-ți dea toate contractele, să te lese de tot în pat. Deci a dat toate contractele, dar ființa aia arată tot ca un umanoid, așa de la mijloc în sus, Amonul ăla, da? Așa, da. Deci este, are pielea neagră, așa, parcă e un vițel, așa arată. Chiar are în loc de mâini, are copite, da? Chiar dacă este vertical, adică stă în două labe, cum ar veni. Mă corecta la anulez de greu, spunea că se spun picioare, nu labe. Păi zic, da, ai dreptate, că nu slabesc copite, da? Așa, și deci el ține o copie, deci toate contractele astea sunt pe o nuanță moviu, așa, cu argintiu, știi? O nuanță rece, iar contractul lui este ca pielea lui, da? Este desprins din aceste contracte și este copia lui, da? Da. Și deci mai văd la că dintre ei doi, cum este Raul în față, Amon în spate, deci se desprinde o ființă care pare a conține și întuneric și lumină, da? Este ca un lian de echilibru în cele două părți, da? Deci, practic, este de origine arhonică și conține unitatea dintre cele două entități. Da? Și deci are oglindirea contractelor ei, această ființă. Da? Da. Dacă celelalte două contracte sunt scrise, deci cu ceva ca și cu unei formele, bineînțeles, cel al lui Amon este răsturnat invers, da?
Acesta este codat, parcă este în limbaj matematic. Da. Așa, și le cere pe toate trei, da? Spune, bineînțeles că încearcă să comenteze, să spună că ea nu se ajungă bine și așa mai departe, că ce are încredere în asta lucrurilor și că ei mint foarte mult, foarte și vadă ea. Da. Să vadă ea pentru că din viață în viață, spune, o cufundă și mai mult și dau vieți și mai grele, da? Și zice, deci spun că uite-te la păcatele tale pe care le-a luat de acolo și la mingile acelea și uite-te și ține una în mână și înțelege de câte ori ai plătit, spun. Zice, nu mai bine spionai pentru noi și venea și totul era ca la început, la chiar și acum, dacă s-ar întoarce și s-ar rupe de îngeri, anulăm de creier, deci ei au spus că ar vindeca-o. Și în săptămână ar fi ca nouă, ar fi ca nouă, da? Da. Zic, înseamnă că această ființă poate să vindece singură și informația de la voi sau de la ceva îi ține blocată vindecarea undeva, deduc, da? Deci tocmai și-au dat cu stângul în dreptul și au spus că procesul de vindecare pentru corpul ei, chiar și în faza în care este, deci este posibil și întotdeauna sunt vindecările, dar deci mintea prin programele ei, prin conexiunile cu părțile și cu toate astea, deci stagnează vindecarea, da? Da. Am închis portalul și am venit în loc neut, ca ea să-și recircule energiile, da? Este ca și cum determinarea ei a împins informațional pe Mihnea să meargă în altă direcție. Da. Și cum ar fi zis că îi pare rău că l-a dus cu ea, știi, la, știi, la... Așa și că numai acționând, deci numai a merge la a face contracte cu o entitate, cum să spun, suficientă de puternică ca să-i contracareze acțiunile, da? Da. Pe ilustru ăla, așa, eu acum, în momentul ăsta, când m-am concentrat asupra lui, da? Da. Îl văd ca un om îmbrăcat într-o pasăre, da? Adică există acolo în mijloc o bunătate și o lumină. Așa, și totul este un înveliș ca și cum ar fi venit în acest corp, ai trăit o vreme sau a format acest corp de prin tinereții și în locul lui, deși există și el ca lumină, ca fâșie de lumină, el de echilibru ciudat, deci se află o altă esență. De... Nu știu ce să spun. De dragon pasăre, să spun, da? Mă cu verde închis și negru, da? Da. Și deci văd că toate corpurile pe care le-a avut respectivul maestru, da? Parcă sunt înșirate pe un fel de cotitură, în special la timpul. Și el are o conexiune, a avut foarte multe vieți în care a fost astfel maestru, da? Deci este pregătit, deci viață de viață, dar deci vine din ce în ce mai puțin. Deci restul sufletului stă cu ei acolo și, să spun, parcă cei care au adunare pe pământ au adunare și în cer, înțelegeți, da? Adică există un nivel de învățătură live de la corp viu la corp viu, cât poate fi de considerat viu acest corp, așa, și există alte așramuri, știi, ca proiecții în astral, da? Da. Este ultimul așram, sincer să spun mie, eu îl văd negru de culoare, care și cum, da, deci este cel la care ajung, care urmează în tocmai, știi, pe maestru și învățăturile. Deci, dacă sufletul face,
dacă trupul face pe pământ o școală sau mai multe învățături, da, și ajunge într-un grad de ierarhie, știi? Așa, da. Și deci adevărata ierarhie există dincolo de materie, da? Deja sufletele sunt nouă, așa de toate, da? Iar deja, deci, vorbim de cel de la nouă, da, care este, cum să spun, deja sunt metamorfozați. Adică, da, ca și cum sufletele astea sunt cumva la un loc și alcătuiesc un gel comun, da, o minge luminoasă în care sunt niște scânteni, mai o identitate de sine, știi? Până la treptele mai în jos, da? Deci ceea, da, ce a fost de văzut, a văzut și a luat această sufletică informația, așa, de aici încolo este hotărârea lui, da? Bun. Așa. Să revenim și să luăm un pic pe puncte, să nu rămână ceva în urmă. Mai văd ceva, vreau să spun. Ce este? Mai văd conexiunea cu soțul ei, da? Deci, cum este aceasta? În fine, deci au avut multe experiențe împreună, inclusiv de surori și nu le-a ajuns. Au avut experiențe în care s-au părăsit unul pe celălalt? Nu, penultima experiență a ei, deci este o experiență în care ea este dintr-o clasă mai bunișoară, da? Și taică-s-o are un fel de secretar, știi? Și, da. Deci ea este foarte ținoasă în această viață, călărește, foarte feministă, dar nu găseam cuvântul. Feministă așa și foarte bazată pe ea și suntem în viața asta într-o epocă în care feminismul explodează, da? Adică femeile încep a evolua și a se, oarecum a se compara cu bărbații, da? Da. Și văd... Îl văd pe el, deci este foarte amabil cu ea, da? Și este un băiat deștept și tare finuș și drăguț. Și deci ea îi zâmbește, îi mulțumește, dar i-a pus un pariu cu prietenele ei că îl face să-și piardă capul, știi? Uh-huh. Și deci el, tânărul, ia drept încurajare toate astea. Și da, odată când rămâne singur, ea îndrăznește să-i mărturisească, știi? Și atunci ea pune să fie umilit și biciuit, știi? Așa și, deci, după ce îl biciuiește cum are în public, da, se duce și are un pantalonaj de la de dantelă, știi, și cu o cizmă cu toc și îl calcă așa pe spate, știi? Tânărul ăsta nu-și mai revine niciodată din cauza umilinței și se sinucide, da? Și tatăl acestui tânăr vine la ea, știi, și... Deci este oprit, deci dă peste slujbă, cum a venit și intră cu forța și o blestemă și spune că i-a distrus. Da? E bine, deci tânărul care, pe care a pus pariu în numele lui, deci este soțul, da? Și în viața asta i-a întors favoarea, cum s-ar spune. Da? Așa. Și iar tatăl soțului ei din această viață este propriul ei tată, da? Deci niciodată nu a putut să o ierte, să spune suflet. Pentru asta, pentru că, și zice, deci, sufletele, practic, nu-și înțeleg nașterile și morțile, da? Nu înțeleg delimitarea dintre experiențe și atunci amestecă, da? Pentru că, deci, pe ele le oprește ca și firul acela să țese din nou și viețile se continuă. Poate că dintr-un anume punct de vedere, deci toate se întâmplă acum, da? Ea trebuie să-și adune, a pus iertare, da? Și iubire, da, cu acest suflet, da? Trebuie să-l ierte și profund, din adâncul ființei ei și în fizic, să spună mereu că-l iertă cu foarte tare. Câte ori pe zi și aduce aminte și pe tată, pentru sunt ca niște pete gri, da, ca un balast emoțional, da? Așa, vreau să spun și de părinții, da? Da. Părinții parcă, să spun, ce este cu ei? E mult plecat din suflet de aici, sunt ca niște carcase.
Deci este puțin suflet aici care dezvoltă asta și parcă are legătură cu comunismul și o rânduire în sine, da? Da. Parcă li se permite să acționeze mai mult ca oameni fizici și ca voințe materiale decât voințe sufletești, știi? Parcă tot comunismul ca epocă, înțelegi, ca o rânduire socială are rolul ăsta de a crea ca mai mulți carcase lucrătoare decât da. Oameni cu simțire, știi? Uh-huh. Așa și... Deci, de asta, vezi, parcă nu înțeleg prea multe din viață și experiența asta, da? Da. Dar ea le spune că este recunoscătoare, că ajută, da? Mm-hmm. Sunt multe vinile. Deci vinovăția care aparent o leagă de această poziție și această boală. Dar de a faptul de a sta în pat, da? Și acum știi cei care ascultă secretă, da? Treabă că la ce bun să fac o sesiune ca aud toate ororile care le-a făcut prin alte vieți. Da. Vreau să subliniez că ăsta este punct. Este zvâcul pentru că conștiința s-a prins, da? Și îți dai seama că degeaba n-ai făcut nimic pe viața asta dacă tu nu te-ai iertat pentru, dacă ea sau el nu s-au iertat pentru N vieți, da? Și toate da. Vin vălătu cu compendiul lor de emoții în această viață, da? Norul lor de praf, precum este furtul în deșert, da? Da. Că, practic, deci tot ceea ce a simțit și cu ce vine în urmă, ca și bagaj acest suflet, prima dată, ca să știi că există praful, ca să-l ștergi, da, de exemplu, trebuie să știi de prezența lui, da? De sufletul ia la cunoștință. Și ușor încet, până la urma experiențe împreună prin hipnoză, își dă seama că se ajunge într-un punct de observator unde nu există nici bine, nici rău, pentru că cantitatea de bine care a făcut-o la alții, da. I s-a făcut și ei, da? Sau cantitatea de rău, să spunem, care pare că a făcut-o la alții, s-a făcut și ei. Și că, de fapt, deci, prin influențe și programe, caută a îngreuia, știi, reacțiunile dintre suflete până ele cred că aparțin unor ierarhii diferite, da? Precum da. Este ierarhia claselor sociale. De fapt, esența este aceeași, da? Adică văd în ierarhia cea burgheză, știi, a criolinelor și a perucilor și dar asta prezența masivă de corpuri cu suflet. Așa, deci este la gradele de mai jos, da? Da. Adică cei ce petreceau și o duceau bine și o țineau într-o chiulaba, să spunem, așa și în baluri și de astea nu par a fi conții aceia fardați sau o grămadă de da. Majoritate de reptilieni. Și, deci sunt câțiva care punctează, care ține, așa cum sunt cusăturile covorului, da? Și ține covorul să nu se destrame, covorul fiind toți acei, așa, toate acele carcase, da? Parcă sunt adunate, cum să spun, după epoci, când se termină epocile, se dau acele mici reseturi, parcă sunt adunați cu grebla ca niște deșeuri aceste carcase, aceste da. Corpuri mari, mici, așa, adunați tot și se desumflă, da? Și sunt băgați într-un fel de concasor, așa, de unde reciclează și vor face carcase pentru alte epoci, da? Pentru ceea ce urmează, da? Și așa ca din senin apare contele nu știu care, care are nu știu câte avere, nu se știe de unde are avere, da? Pentru că lumea la reseturi, deci unii, cum să spun, este ca și cum s-ar tăia cu munte de viață în două,
partea asta rămâne ce s-a resetat, partea asta de la noua resetare. Deci nu este că începe de la epoca, știi, de când inventează uneltele, pac, și sculptează în piatră. Și sunt grote, ci și reiau viețile parcă a fost ieri. Numai că informația este bulversată, este schimbată, știi. Ce a trecut, spune, ca toate aceste reseturi. Spune că această călătorie a făcut-o să înțeleagă pe ea însă și spune un nivel profund pe care n-a mai făcut-o. Are informația că a mai avut tendință. Ca și cum ar arăta că a fugit cu un corp, ceea ce este un pic ipotetic imposibil, da? Așa, deci sub o formă feminină, așa, și deci ea se trăgea să iasă pe acea gaură, dar a auzit o voce și cum ar veni s-a întors. Pentru că lăsase, plecase din acea existență, plecase ca femeie și lăsase un copil la naștere și parcă a auzit, ipotetic vorbind, glasul și atunci a ezitat, spune, și a prins-o. Deci toate caznele pe care le-a suferit la încarnare, spune că, deci au zis că ce trebuia să se întoarcă în viața asta, că nu și-a lăsat responsabilitatea. În alte vieți s-a sinucis, da? S-a sinucis și spune că tot timpul acela necesar de la 31, deci la 68 de ani, cât ar fi trebuit să trăiască, spune, la trăit între vieți, da? Da. Și în genere, deci asta este rostul visului continue, da? Faptul că ei semnează contract cu o rasă, pleacă ca și existență din aceste corpuri fizice și că semnătura cu rasa inițială care i-a adus aici în zona terei, deci se spune că rasa inițială, da, i-a dat 100 de ani de făcut, da? Iar pe contractul cu rasa care a adus-o sau rasele care au adus-o în această viață scrie 67. Deci diferența de la 100 la 67 este trăită în visele alea continue sau în viețile dintre vieți. Asta este rolul și rostul lor, știi? Adică îi spune că dacă ea s-ar gândi să plece din acest corp, asta vrea să sublinieze. Da. Iarăși mai devreme ar fi iarăși trasă la răspundere. Da? Și să le spună, zic eu, că are o veste bună și o veste proastă. Da? Deci îi trage ea pe la răspundere. Da, da, așa, și vestea bună este că știe să, de acum să lucreze singură și să hotărască ca asta. Da. Da. Și deci acum au venit arhanghelii, da? Deci este Samael și Uriel, deci unul alb, unul negru, ambii sunt destul de luminoși, dar lumina e ca un burlan înăuntru, iarăși, de lumini de la alții, da? Și creștetul capului, deci este așa ca o tichie, cum a evrei, cu niște țepi și iarăși cu parcă sunt crenelurile de la castel, că altfel n-am cum să zic. Așa și, deci, îngenunchează, i-au adus un cal alb. Okay? Și, deci, au îngenunchează să o ajute să urce pe acel cal. Și i-a întrebat ce reprezintă calul ăsta. Da. Spune că tu trebuie să alegi dacă mergi cu noi mai departe și calul ăsta reprezintă soarta ta. Acum, dacă tu ești în stare să iei decizii, spune tu decizi, dacă mergi mai departe, noi știi. Și ea a spus că nu dorește să meargă, dorește să meargă la propria conștiință, da? La cei, la sufletele care sunt ca ea și au înțeles că, de fapt, 2 plus 1 nu face întotdeauna 3. Da. Și 0 și 1 și așa mai departe, da? Toate astea ce se întâmplă în viețile astea sunt o iluzie, chiar dacă certitudinea bolii și a suferinței
Există și numai schimbându-și mintea se poate elibera de ea, da? Și deci le-a spus că nu vrea să mai... Foarte bine, e scrisoare de intenție lipite pe ei, să nu mai fie deranjată. Samael Bombanind a spus că o să te aduc atât de jos în suferință, că tu o să ne implori să anulezi și decrești, nu primești. Da? Și zic, păi, tocmai, deci v-ați dat cu singurul. Deci, mai înainte aflăm că ea, practic, numai mintea ține blocată și nu eliberează aceste vine, aceste suferințe din vieți. Da? Da. Deci este ca și cum toate stau săpat în structurile ei. Vinovățiile, suferințele, ce a făcut asupra altora au săpat înăuntru ei, da? Și ea și-a luat, cum am zis, mingile alea. Deci chestiile alea la karma, înțelegi, ca să le rezolve, pentru că se simțea plină de vin, de vinovății și trebuia să elibereze asta dinăuntru ei, știi? Da. Mi-am spus să meargă înapoi și să arunce toate mingile alea, da? Mai bine să pună iertare, informație și iubire cu toate aceste suflete, da? Și să elimine și vinovăția, da? Ancestral. Și vinovăția asta are o rădăcină, da? Din modul cum a venit, cum a ajuns aici în 3D, da? Da. Parcă, deci pleacă cu toții, pleacă grup și pe ceilalți paște o dimensiune, da, un fel de dimensiune cu niște planete întunecate, cu condiții ca iadul, care e înghețată, care e metalică, care știi. Uh-huh. Și deci ea trebuie să dezvolte niște coduri de funcționare, pentru că sunt mai mulți și spune că va avea o șartă deosebită. Deci se va duce într-acea zonă unde corpurile oferite, chiar dacă își va pierde acest corp, vor fi luminoase, da? Și deci ea în momentul ăsta când se gândește să accepte, spune așa că dacă toți sunt duși în dimensiunea aceea similară iadului, atunci toți vor avea conștiința întunecată și nu va mai exista niciunul dintre care să se poate lupta să scoată și pe ceilalți, da? Da. Și acceptă, deci nu condiția de a-i trăda. Ei, punctul ăsta de trădare îi va produce vinovățile în vieți, da? Adică, vezi, la ea gradul de vinovăție va fi foarte amplificat, da? Deci, mări de la atâta, știi, până cât un munte, da? Pentru orice s-a simțit vinovată într-o viață, ea a amplificat pentru că simțea că poartă neacodul trădării, așa. Da? Mă auzi? Da. Deci a văzut acum cum s-au întâmplat lucrurile și de ce a acceptat ca să fie în altă parte, da? Da. A acceptat ca să fie în altă parte să poată vină să vină să-i salveze și pe ceilalți, da? Parcă ei au inventat o substanță, da? Care usă pe corpuri fizice, dar corpuri fizice de mai bună calitate. Așa. Asigura un fel de transluciditate, da? Deci, într-un fel sau într-un anume mediu, făcea corpul aproape transparent, da? Ca și cum trece o meduză din aceea păluroasă prin apă și dispune. Așa, și aveau nevoie de această substanță, dar ei din... pentru că părea că este ceva deosebit, așa, deci ei nu transportau complicată pe catare, ci ajutau anumite neamuri, să spunem, rase cu suflet, așa, dar se duceau și o produceau după rețetă acolo, local. Așa, știi? Și bine, aveau și câteva ingrediente secrete, parcă erau injectate în ceva ca niște ceasuri la mâini, da? Da. Așa, la toți. Și deci ei pleacă spre Floebia, se numește această planetă. Deci, pe această planetă a apărut un portal prin care se scurgea o umbră și o materie neagră, da? Și ei aveau nevoie de această substanță
ca să intre cum ar veni nevăzuți dincolo și să vadă cine, ce și cum a facilitat deschiderea și scurgerea asta în lumea. Da. Așa, și deci în drum spre această planetă, planeta ei se numește Damaria. Planeta ei, da? Da. Deci constelația se cheamă Cibalat. Cibalat. Sau Cib. C-I-B. Da, descurtare. Așa, da. Face parte din norul lui Arhimede. Așa i s-a spus în antichitate, da? Da. Norul lui Arhimede. Mi s-a dat așa. Întâi de numele. Da. Să unge în scaunul ăla, cum mă... Da. Așa. Și... Deci... Așa și... Deci i-au interceptat și atunci i-au, le-a spus, da? I-au răpit cu totul. Practic sunt într-un fel de prelungire a unui vehicul, da? Și deci chiar îi duce în locul ăla să stea pe planetă. Bineînțeles că ei n-au interes să devină colonizatori a acestor planete, pentru că au destui, au interesul să obțină formulele speciale, da? Da. Deci... Este vorba de invizibilitate aproape, totală, trupească, da? La anumite formule de corpuri, da? Deci le-ar fi plăcut la... Deci asta este în zorii lor, când nu erau atât de dese holograme, da, care blocau oamenii, știi, vadă pe ei. La urmă au blocat în masă conștiințele și dacă au văzut că altfel nu se... Da. Dar și cantitatea și calitatea energiei este mai proastă. Ar fi obținut o energie mai înaltă, știi? Locajele, deci. Și apoi ar fi... Dacă ar fi obținut formula, o să o ofere ca monedă de schimb. Da. Sufletele, știi? Pare să că totuși ceva au pe baza informațiilor care totuși le-au căpătat mutilând efectiv acele suflete, nu o formulă ca cealaltă, dar o formulă asemănătoare, da? În schimb cu niște efecte ciudate, da? Da. Deci până la urmă parcă nu mai au, devin imponderabile, ipotetic vorbind. Parcă se împrăște celulele acestor persoane. Și deci nu mai pot avea o formă vizibilă, efectiv, da? Deci apare un efect de ecranare a luminii de 2 pe 3. Deci vizibil în proporția numai de 1 pe 3, dar n-are importanță. Și spune, deci... Sau de un voce ca un turn și spune, vezi că rău a făcut rasa ta, știi? Deci, vezi, abia și-a văzut vinovăția și-a eliminat-o și ființa asta, ea, el, cum cheamă, știi? Adonai ăsta, da, ăsta cu 1150.000, așa, deci încearcă să o intimideze și acum. La... Și i-am zis să spună că mai rău decât rasa lui, deci rasa lui face parte din rasă, da? Da. Din fericire, că face așa fabrică, știi, clone și așa mai departe și holograme, asta e altă treabă, da? Dar, deci, mai mult ca ei n-au făcut nimeni, da? Până când și restul entităților, da? Le-au vândut ca monedă de schimb între cei doi mari, da, aștepți creatorul unul cu ceilalți. Așa. Continuăm să vedem să nu lăsăm ceva în urmă cu punctele. Așa. Am văzut că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă. Spune că a tratat această boală până acum 3 luni, când a făcut o investigație nouă și a dat alt diagnostic.
Așa, a început tratamentul, a mers foarte bine pe o lună. Așa, a început să se ia putere înapoi, cum ne-a spus. Așa. Spune că era fericită, nu mai era la pat, apoi de nu știu ce motive, tratamentul nu a mai funcționat și este iar la pat, dependentă de alții. Da, păi maestru a zis că nu e momentul să se vindece pentru că spiritul ei conține prea mult egocentrism și da. Nu este, deci, capabilă să treacă în zona următoare și ceilalți, toți, da? Mai bine să rupă să anuleze, contractul da, toți fâlfâitorii și maestrii. În general, să anuleze contracte, promisiuni, permisiuni, copii, oglindiri, posibilități de refacere, antet, cu da, și ritualurile, pentru că da. O văd făcând anumite ritualuri pe liniile așa, cele religioase sau de orice tip, făcute de alții asupra ei, de asupra altora, sau la care a participat, pus afară voia și știința ei, din orice timp, spațiu sau loc și din afara lor, care nu au avut cel mai bun interes al ei ca ființă. Da, să-și retragă abundența benefică, pentru că în abundența benefică pe care practic i-a desfăcut ventuzele, implanturile, tot. Da? Tot ceea ce este să pună inele de lumină de susținere temporare, da? Unde erau aceste implanturi, pentru că și unde erau punctele de conexiune cu Marele Maestru, da, nu l-am de greu. Da. Așa, pentru că aceste inele temporale de lumină, de iubire, de făcute din nasurse, deci o să-i susțină forma și structura corpului până când se reprogramează, da? Da. Spune conștiința ei, spune așa că depinde numai de ea, da? Dacă ea are în continuare, deci este bazată, nu mai dă prin rugăciuni și de astea, știi, mai creează conexiuni, mai cheamă arhanghel și alte ființe în zona ei, puterea interioară, spune, se pot da. Vedea rezultate, da? Și să nu mai facă afirmații că este total dependentă de cineva, da? Este da. De, într-adevăr, în mod fizic vrea ajutor. Dar să nu mai spună că este dependentă, da? Pentru că între ea și mama există niște cordoane umbilicale, n-am mai văzut așa ceva, deci da. Sunt vinete, turtite, dublu, târnă pe jos aproape, da? Au fost vieți când și ea a îngrijit-o pe mamă, da? Și a îngrijit-o chiar, uite, au fost vieți în care au fost surori și mama era sora cea bolnavă, știi? Și da. Lasă toată viața socială la o parte. Nu se mărită, nu-și creează o familie ca să o îngrijească până la capăt, da? Și deci s-au îngrijit reciproc. Să pună recunoaștere, dar am spus, deci ea aparține un program așa în care ei, cu informația pe care o au, pot veni în corpul și să-și facă experiența aici, în aceste corpuri, da? Da. Deci, una este când vine 80% din suflet și trăiește emoția iubirii și una când 14%, da? Deci, da. Emoția nu are aceeași intensitate. Nu are aceeași intensitate, da? Și ei, la rândul lor, sunt dintre cei care, cum să spun, au fost foarte chinuiți ca suflete. De au ajuns în egregorul ăsta, practic, am spus, ca niște carcase și repede, nu niște carcase. Așa, pentru că au trăit foarte mult și intens emoțional și s-au săturat, da? Da. Este ca și cum s-ar fi, ipotetic vorbind, castrat emoțional, da? Deci mare parte din emoție nu le pot să doresc. Da. Bun, să continuăm. Da. Se împământeze, conectându-se cu spiritul necontaminat al mamei Terra și energia pură a apelor, să se energizeze, da? Văd că vine flux din dreptul tălpilor ei de la picioare, da? Pare rău să spun, dar unul dintre aparatele cele parcă împinge fluxul ăsta înapoi și o conectează cu altfel de conectare,
ca și cum ar fi o conectare falsă la Mama Terra, da? Da. Deci o pune pe pernă de aer și îi dă un număr de vați, de putere, știi, de conectare, care expiră mult mai repede decât conexiunea aia și o păstreze și pe cealaltă, dar și pe, dacă dorește, dar până în vedere, să schimbe programul și să intre energia până unde trebuie, da? Da. Eu am văzut niște entități așa, ar fi niște capete de guli și de sfecle, cu țepe așa, mititele, știi? Potenți și strângând fire, știi? Da. Așa. Așa, s-a conectat, acum să conecteze cu supraconștientul cu și apoi cu să-și adune abundența benefică. Da, să-și o facă canalii de abundență benefică, să rămâneze grijile la ceilalți, așa, să conecteze în lumină pură, în sursă, să rămâneze grijile în sursă, să-și ia codul ei original ca ființă, pentru crearea morfonului și programele benefice pentru ea ca ființă. Da, ea are un cod templat. Asta e informația. Adică? Un cod templat are. Nu vreau să-l descriu așa, că dăm idei. Deci are un cod templat. Da? Deci sunt acele ființe care au fost programate. Unele au fost programate, să spunem, să fac experiențe, altele să susțină experiența, ajutând, dând informații, și ea face parte din template. Da. Adică, dar nicio, probabil, originea cuvântului templu se află, deci vezi că templu se face inițierea, da? De obicei, deci ei susțin că fac pentru, probabil, în această linie specială de cod. Este da. Ca și cum peste linia de cod prescrisă, deci este cât un vâr de unghie, cum ar fi un ornament, pe vârful unghii auriu, da? Bun. Și deci, de obicei, aceste ființe în existențe sunt foarte bine supravegheate și, cum să spun, le se dau karme foarte grele ca să nu își ducă adevărata misiune în plinirea. Da. Bun. Așa, centuța de ieșire din Matrix cu scrisoarea de a se deconecta de intenție, de Mama Terra la plecare, să revenim aici acum, ia luându-și, creându-și dorul ei de lumină pentru următoarele 24 de ore, așa, să-și curețe și linie genetice pe cea originară, să o conecteze în sursă pe parcursul acestei experiențe. Bun. Să venim aici acum. Dacă mai vrea să-și transmită ceva, pații fizice, dacă are un mesaj. Deci, acum are un veșmânt frumos de lumină și a adus un veșmânt de vindecare din sursă. Cum să spun? Are forma e fizică, dar parcă îmbrăcată cu o haină de energie în care se lucrează intern. Ca și cum ar fi o boandă din aia de eschimos, știi? Uh-huh. Așa și... Deci cam așa ceva, da? Da. Și deci spune că uite, aici este vindecare. Spune, îți aduc cu mine, spune partea energetică, toată formula. Totul este ca tu să citești și să aplici această formulă și să pui partea ta. Adică să cunoască puntea, să pună încredere, da? Da. Încredere, da. Dacă suntem gata, ne mulțumim și o lăsăm să alinieze la corpul fizic și ne despărțim părțile eterice una de cealaltă, tăiem conexiunile benefice, ne curățăm câmpurile morfice, așa, semnăturile energetice, anulăm contractul înțelegerii acestei sesiuni, curățăm locul de reziduri, ardem nanoboți tot, închidem portalul, canale dacă s-au deschis. Bun. Iar într-un moment am să-ți număr de la 1 la 5 și tu deschizi ochiul meu natural și 1, 2, 3, 4 și 5, deschide ochii și te simți bine.